Un bărbat și-a construit un pat de 6 metri pentru a nu mai fi nevoit să doarmă pe podea, deoarece avea 6 soții. Bărbatul, care a avut 9 soții la un moment dat, împărtășește constant poveștile din viața sa neconvențională pe rețelele de socializare, având peste 200.000 de urmăritori pe Instagram. Pentru a-și îmbunătăți viața amoroasă, bărbatul a cheltuit $100.000 pentru construirea patului de 6 metri, care a necesitat 15 luni și o echipă de 12 oameni și 950 de șuruburi pentru a fi asamblat. Am avut ideea pentru pat din cauza spațiului, a declarat bărbatul din Brazilia. Adesea trebuia să stau pe canapea sau chiar să dorm pe podea pentru a face loc soțiilor mele. De-a lungul relațiilor mele, am improvizat tot felul de proiecte pentru a face viața mai ușoară atât pentru mine cât și pentru femeile mele, a mai declarat el. Situația neobișnuită a lui Arthur a apărut atunci când el și soția sa, Liana, au decis să aibă relații deschise cu alte femei în 2021. Ei și-au oficializat relația cu celelalte femei la o biserică catolică, deși acest lucru nu este obligatoriu din punct de vedere legal, deoarece poligamia nu este ilegală în țară, relatează cadmere.ro.